Mărturisește fără să ridice glasul. La intelectualii români, atât solidaritatea cât și buna credință sunt niște materii în mod fatal deficitare. Așa, bine. Și vorbește despre dreptate și adevăr fără să plece capul. Uniunea Scriitorilor sau Academia nu s-au solidarizat cu protestele. Ana Blandiana dă glas speranțelor sale. Eu am fost întotdeauna mândră că sunt irresponsabilă. Duminică, Garantat 100%.